Zi-mi, tot, zi-mi, tot, zi-mi, tot. Prietenul care știe tot, el e zi-mi, tot. Bici, îmi dă planeta aceasta pe care am ajuns noi. Oare a arătat la fel întotdeauna? Nu știu. De ce întrebi? Știu că toate planetele din univers s-au format din nor de praf stelar. Și de obicei, imediat după ce s-au format, au început să se transforme, să se modifice. Lucru care se întâmplă și în prezent. Știu și eu acest lucru. La scara universului se întâmplă în continuare. Chestie de milioane de ani sau chiar 10 de milioane de ani. Uite, eu de exemplu am auzit că în istoria planetei Pământ există o anumită perioadă de timp când planeta era înghețată. Această perioadă se numește era glaciară și se pare că atunci Pământul arăta cam așa cum arată acum polul nord, adică acoperit de ghețuri. Cum adică? Puteai să te dai cu săniuța și la ecuator? Cu săniuța la ecuator poți să te dai și acum dacă găsești un munte suficient de înalt, astfel încât să aibă zăpadă pe el. Am înțeles că există în Africa asemenea munți. Partea mai grea este că trebuie să ajungi până în vârful acelui munte. Și nu e deloc ușor. Sunt foarte înalți și au pantele foarte abrupte. Înainte să te dai cu săniuța trebuie să fii un bun alpinist. Cam greu. Și cum ziceai că e treaba cu era glaciară? Da, nici eu nu știu prea bine. Dar, hai, sunt convins că Zimito ne poate lămuri mult mai exact. Sunt pe recepție. Să înțeleg că pot interveni în discuția voastră? Desigur, Zimi! Am înțeles că în istoria evoluției Terei există o perioadă numită era glaciară. Ce ne poți spune despre asta? Ei, să ne închipuim un frig mare de tot. Acum? Furtuni de zăpadă dinspre nord. Un peisaj plin de zăpadă și ghețari. Și astfel putem avea o imagine despre cum arăta Pământul în era glaciară, cu 1,7 milioane de ani în urmă. Frig mare de tot? Mare de totiții. O mare parte a lumii era acoperită de un strat foarte gros de gheață, care se întindea de la polurile foarte reci până la ecuator. Pământul, în strânsoarea erei glaciare, în timpul furtunilor de zăpadă ce suflau dinspre nord spre sud, era o planetă rece, cenușie. Într-adevăr, o perioadă nu prea plăcută. Iar peisajul nu era deloc îmbietor. Da, Biții, în această perioadă stratul de gheață polară s-a extins pe părțile de nord ale Europei și ale Americii de Nord. Acele locuri care nu au fost acoperite de gheață au devenit ținuturi reci de tundră și de stepă. Și animaluțe nu existau? Ba da, Iții, pentru că existau și zone de climă mai caldă. În jurul ecuatorului existau păduri tropicale și deșerturi. Aceste oaze calde au menținut în viață multe specii de plante, reptile și mamifere. În perioada glaciară, clima nu a fost rece chiar tot timpul. Calota de gheață nordică de multe ori s-a extins, apoi s-a retras. În perioadele de mijloc, în unele părți ale planetei, era mult mai cald decât astăzi. Clima din sudul Angliei, într-o perioadă, a fost aproape tropicală. Din fosilele pietrificate se știe că pe malul Tamisei, odinioară, trăiau elefanți și hipopotami. Hipopotam la Londra! Elefanți în Anglia! Erau și perioade mai calde în timpul erei glaciare. Da, Biții, erau așa numitele perioade interglaciare, ca un fel de pauze, de recreații, când temperatura urca. Aceste perioade caracterizate de clima caldă, interglaciare, cum am mai spus, sau perioadele interglaciare, au durat câteva sute de mii de ani. Când ghețarii imenși au pornit iarăși spre sud, au produs mari schimbări în formele geografice pe care, analizându-le, geologii pot urmări cu exactitate ce s-a întâmplat. Mișcarea ghețarilor uriași schimba relieful în două feluri, prin eroziune și prin depunere de aluviuni. Gheața în mișcare a ras suprafața de pământ pe care a alunecat. Aceasta a fost eroziunea. A tăiat noi stânci și sfărâmăturile le-a transportat cu sine. Gheața în mișcare și piatra sfărâmată împreună acționau ca o pilă uriașă. Unde au trecut, au șlefuit pământul și au tăiat în el brazde uriașe. Căile astfel create apoi s-au adâncit și s-au lățit. În perioada glaciară, clima nu a fost tot timpul rece.
Calota de gheață nordică de multe ori s-a extins, apoi s-a retras. Da, dar în perioadele de mijloc, în unele părți ale Terei, era mult mai cald decât este astăzi. Se știe că în sudul Angliei a fost chiar climatul tropical, pentru că fosilele indică faptul că acolo au trăit elefanți și hipopotami. Mișcarea ghețarilor modifică relieful în două moduri: prin depunere de aluviuni sau prin eroziune. Gheața în mișcare a ras în suprafața de pământ pe care a alunecat. Aceasta a fost eroziunea. Da, a tăiat noi stânci, iar resturile le-a purtat cu sine. Mișcarea gheții și piatra sfărâmată acționau împreună ca o uriașă pilă, unde au trecut, au șlefuit pământul și au tăiat brazde uriașe. Văd că ați ținut minte foarte exact tot ce v-am spus. Zimi, da. Da, Iți? Ce a provocat era glaciară? Cercetătorii încă nu știu exact de ce erele glaciale au loc. Unii consideră că în ultimele câteva milioane de ani polii au devenit din ce în ce mai reci. Se presupune că aceasta este cauza translației continentelor. Scăderea temperaturii globale este influențată de mai mulți factori. Una dintre cauzele posibile poate fi schimbarea continuă a unghiului de înclinare a axei Pământului. În plus, traiectoria Terii are o formă neregulată. Aceasta înseamnă că periodic ne aflăm mai departe de Soare. Dacă activitatea Soarelui se schimbă numai cu 1%, se presupune că se va produce schimbarea cu 1 grad Celsius a temperaturii medii globale. Toate aceste efecte împreună sunt suficiente pentru producerea unei noi ere glaciare. Cum? Adică tu vrei să spui că va mai fi o eră glaciară? Încă una! Unii oameni de știință prevăd că peste aproximativ 5.000 de ani va mai fi o astfel de eră. Ei spun că se repetă la anumite intervale. O, să fie foarte frig! Iți? Biți? Da, zi-mi tot! Mi-e teamă că acum trebuie să plec. Ți-e frig? Acumulatori nu, Biți. Nu mi-e frig, dar acumulatorii mei s-au epuizat. Abia m-a mai rămas energie să vă spun la revedere. Așa că la revedere, Iți, la revedere, Biți, la revedere, copii! Ne reauzim data viitoare tot aici, la zi-mi tot! La revedere, zi-mi! Mai acum frig numai că mă gândesc. O altă eră glaciară? Uai! Poate că până atunci omenirea va descoperi metode de supraviețuire în condiții vitrege. Poate că vom fi pe Sicilon. Zimi! Da!